pentru invitația acordată și în același timp oportunitatea acordată de a prezenta Programul Național de Dezvoltare Rurală. Chiar astăzi, când așteptăm, probabil ca și sosit, decizia de aprobare din partea Comisiei Europene, aprobarea oficială, pentru că, așa cum probabil deja cunoașteți din mass media, noi am lansat pe răspunderea statului membru în baza regulamentului de tranziție și măsurile noi din PNDR. Ca și informații în ceea ce privește bugetul alocat acestui program, vorbim de o sumă semnificativă de peste 9 miliarde de euro, mai exact 9.472,65, reprezentând atât contribuția din FEADER, cât și cofinanțarea de la bugetul de stat. Ca și structură, bineînțeles că programul este fundamentat pe baza analizei socioeconomice și analizei SWOT realizate la nivelul României, și bineînțeles în corelare cu acordul de parteneriat, pentru că, așa cum se punta și mai devreme, pentru noua perioadă de programare, constrângerile din punct de vedere programatic și al corelării cu strategiile sectoriale, naționale, relevante, sunt mult mai semnificative. Iar acest lucru este evidențiat de faptul că impactul așteptat trebuie să fie dovedit încă din faza de programare. Programul Național de Dezvoltare Rurală, din punct de vedere al structurii, este foarte complex. Vorbim atât de finanțări în domeniul fermelor, așa cum sunteți obișnuiți din vechiul PNDR, cât și în domeniul procesării, domeniul non-agricol, plățile compensatorii de agromediu și, nu în ultimul rând, transferul de know-how și formare profesională pentru fermieri și AXA Leader, despre care s-a vorbit puțin mai devreme. O să le luăm punctual și o să vedem exact unde ar fi oportunitățile de finanțare pentru sectorul privat reprezentat de marile companii. Ca și noutate față de vechiul program, de data aceasta vorbim de un subprogram tematic, subprogramul Comicol. Mai exact, s-a evidențiat faptul că România are un potențial pe sectorul Comicol și acest lucru a fost reflectat prin acest subprogram Comicol, care de fapt concentrează o serie de măsuri clasice într-un subprogram dedicat exclusiv acestui sector.